De la izbucnirea războiului din Ucraina cu peste 6 luni în urmă, lumea se afla pe un butoi de pulbere, riscul unui război mondial fiind mai ridicat ca niciodată. Întâlnirea dintre liderii Chinei și Rusiei, programată pentru săptămâna viitoare, ar putea schimba cursul istoriei. Conform știrile canalde.ro, liderul chinez și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în timpul unui summit regional din Uzbekistan, a declarat un diplomat rus, în timp ce liderul chinez face prima sa călătorie în străinătate de la începutul pandemiei. În mai puțin de 10 zile, liderii noștri se vor întâlni la summitul Organizației de Cooperare Shanghai, a declarat ambasadorul rus în China, Andrei Denisov. Cea mai recentă întâlnire dintre Putin și liderul chinez a avut loc la începutul acestui an, cu câteva săptămâni înainte de invazia rusă în Ucraina, în timpul Olimpiadei de iarnă de la Beijing. Jocurile olimpice de la Beijing s-au încheiat pe data de 20 februarie, iar 4 zile mai târziu, Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, pe care a numit-o o operațiune militară specială. Un raport al Serviciilor secrete americane a dezvăluit că la începutul lunii februarie, mai mulți oficiali chinezi au luat legătura cu omologii ruși pentru a-i transmite lui Putin să nu declanșeze ofensiva militară decât abia după finalul Jocurilor Olimpice de iarnă. China a negat aceste acuzații, dar regimul de la Beijing nu a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei.